Sărbătorile de iarnă reprezintă cele mai așteptate zile din an, mai ales când familiile se reunesc și petrec împreună. Însă, pentru un pensionar în vârstă de 76 de ani din comuna Scobinți, realitatea este cu totul alta. De două săptămâni de când s-a internat la spitalul Parhon, nu s-a interesat nimeni de soarta lui. Au venit la spital? Nu, eu fac nu știu ce unde. Pare că cază, ești așa, mă, ce apuziem, deci. Păi n-aveți cum, dacă n-are cine să aibă grijă de dumneavoastră. Da, găsesc că până acasă găsesc că și bărbatul a fost internat pe 17 decembrie cu o boală cronică de rinichi, care a necesitat începerea ședințelor de dializă. Sătul de suferințe, Costică spune că dacă ar putea, ar fugi din spital. Cu lacrimi în ochi își amintește de soția sa, care a plecat la cele sfinte acum câțiva ani. Și asta îi spune, ea spune soția mea. Asta e viața. Soție mai aveți? Nu, e de câți ani? În situația bărbatului din Scobinți mai sunt și alți pacienți internați la spitalul Parhon. Nu ai cum să-i externezi, nu ai cum să-i trimiți acasă până când nu ai siguranța că acolo îi primește cineva. Peste 10 zile, două săptămâni, deși durata media unui pacient internat pe secția de nefrologie este de 6 zile. Cu cazuri similare se confruntă și medicii de la Spitalul Sfântul Spiridon. Sunt pacienții oncologici care au nevoie de internare în regim programat, dar pentru că familia se simte depășită de nevoia de îngrijire, sună la 112, apelează la ambulanță și ajung cu ei în urgență. Din discuții înțelegem că familiile sunt depășite de necesitățile de îngrijire. Mai trist este că ieșenii care au abandonat rudele în spitale devin agresivi verbal atunci când sunt rugați să vină la Iași pentru a își externa părinții sau bunicii. Unii pacienți chiar nu au familii și îi roagă pe medici să le permită să mai stea la spital, unde oricum primesc masă caldă și îngrijire de specialitate. Însă spitalul nu este azil și de aceea medicii fac un nou apel către cei care și-au lăsat rudele în unitatea spitalicească să vină pentru a le lua acasă.